Continuă misterul în cazul vilei renovate cu 7 milioane de euro din zona de lux a capitalei. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis cu privire la o viitoare locuință, iar guvernul nu a aprobat niciun ban pentru acest scop. Nici Nicolae Ciucă nu are prea multe date despre vila rea PPS. Nu am niciun fel de date și de aceea nu aș vrea să speculez, iar ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că într-adevăr nu există niciun fel de solicitare și cred că într-un final președintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. De exemplu, pentru premieri s-au pus la dispoziție case de la REAPPS. Am fost unul dintre cei care am preferat să stau la mine acasă, nu contează unde e. Nu cred că trebuie să anticipăm acum și să speculăm că domnul președinte se va muta de la Sibiu la București. Ca să pară că se preocupă de problemă, Nicolae Ciucă a pus câteva întrebări legate de sursa finanțării lucrărilor și a dat asigurări că nu sunt din bani publici. Ceea ce vă pot spune este că am întrebat la Secretariatul General al Guvernului este faptul că aceste sume prin care se reabilitează diferite edificii ale REAPPS nu o fac din fonduri guvernamentale, ci o fac din fonduri proprii. Ideea fondurilor folosite pentru reabilitarea construcției a fost reiterată și de Marcel Ciolacu. Niciun ban de la bugetul statului nu a fost investit. Sunt din venituri proprii, au hotărât și nu este singura clădire să facă aceste investiții. Premierul a ținut să sublinieze faptul că președintele nu i-a solicitat până în acest moment un spațiu care să fie transformat în reședință după finalizarea mandatului. Acesta s-a arătat indignat de faptul că trebuie să dea socoteală pentru decizii care nu i aparțin și în care nu este implicat, neînțelegând cum de a ajuns în postura de a lua apărarea președintelui în acest scandal. Eu, cu președintele României, nu am avut nicio discuție cu privire la viitoarea locuință a domniei sale după cenuva. Președintele României nu m-a sunat și nu mi-a cerut spațiul locativ sau să aprob vreun ban pentru vreo clădire din București sau din România care va deveni reședința președintelui după ce își termină mandat. Și în timp ce politicienii se mai documentează și caută răspunsuri, cetățenii sunt nemulțumiți de modul în care se risipesc banii publici. Asta mai ales după ce liderii politici au promis cu surle și drâmbițe că se vor lua măsuri drastice pentru reducerea cheltuielilor inutile, dar se pare că deja au uitat. Știți cumva ce se construiește aici? N-am idee. Vă spun eu, în mare, e o reședință care ar reveni președintele Klaus Iohannis după ce acesta pleacă de la Cotroceni, 7 milioane de euro. Cum se pare? Serios? Da. Mi se pare incredibil. Aparent îi mai trebuia încă o casă. Asta mi se pare absurd. E mult prea mult? E absurd, e normal. Ce-ți faci? Bucă nuclear. Între timp, administrația prezidențială susține că nu există nicio solicitare din partea lui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință după încetarea mandatului.